Dacă sunt probleme la procesele verbale de care ați avut atașate la material, dacă sunt ceva de obiectivă, dacă nu supunem la vot procesele verbale, cine este pentru? Toată lumea este pentru. Dăm cuvântul domnului primar, pentru a prezenta ordinea de zi de astăzi. Sunt convocat în ședința ordinară a Consiliului Local Balcan, de sub acop, pentru data de 17.12.2020. Ce se va desfășura în sala de ședință a Consiliului Local, următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcani. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale, a taxelor speciale și altor taxe la nivelul UAC Comuna Balcani. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 36 din 26.7.2019 privind constituirea Comisiei de Recepție a lucrărilor și de construcție și instalația ferenței acestora. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor poziții din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Balcani. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării sărbătorii de iarnă în Comuna Balcan, județul Bacău. 6 diverse. Și au mai venit, după ce v-a dat doamna secretară cu materiale, au mai venit niște bani de la PNDDR pentru drumuri de care dacă vreți să primești pe bani. Să mai fac o da, sunt mai sau dacă vreți, noi facem o ședință, noi ne poim, dar nu prindim o ședință. E vorba de 483.370. Dacă sunteți de acord cu introducerea noului punct de pe ordinea de zi, cine este pentru? Și care și factura asta? Toată lumea și acum supunem la vot ordinea de zi cu punctul ăsta atașat. Cine este pentru? Toată lumea, 12 de așa. Trecem la punctul numărul 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcani. Am primit 184 de la guvern. Juni am diminuat de unde au rămas bani și am suplimentat unii abia nevoie. La biserici, că am înțeles la o ședință de comisie, că nici am pus la biserici. La casa praznică, în mortoar, la catolici, am pus întâmplării. Valoare de 100 și ceva, 11.000 de lei. Facă să nu-și facă un bine și să pierde niște. Sau... Ei ocupat? Nu. Da, hai să vină. Dacă sunt discuții la punctul numărul 1. Dacă nu sunt discuții, supune la vot. Ce este pe? Punctul numărul 1, domnul primar. Toată lumea. Proiectele privind stabilirea taxelor și impozitelor locale și a taxelor speciale și altă taxe la nivelul UAC în Balcan. Da, după cum ați văzut dumneavoastră în material, taxele rămân la fel. Ce de taxe? S-a eliminat taxa pentru baruri, încât datorită pandemiei au fost închise barurile și am zis să nu mai vom la anul taxe pentru... Dar la taxa am văzut un procent primărire acolo, domnul primar, din 4%. La taxa și impozit. Coeficientul ca plata de inflație. Trebuie să taxe la fel. Asta e obligat. Dar eu nu sunt de acord, În loc să scadă impozitele pentru... Nu contează. Vă dăm cuvântul, dacă nu puteți la un sub. Dacă este o discuție primară în acestui punct, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Vedeți dacă nu stai pe a, și pentru sigur, vreau să vorbesc, eu nu vreau nu urs. Da, am spus. Cine ți-a ținut? Domnule, dar ați luat să uitați cât e ceasul, 10 fără obiecțiune. Da, spuneți, haideți, ce ați spuneți, dar nu scrieți-vă la acolo. Nu, am ce obiecțiune. 3 minute, 10. Ce să votează acum, ca să înțeleg și eu? Taxe și impozite. Taxe și impozite. Da, am văzut un coeficient din mărire aici. 3,9 sau cât de? 3,9. Asta e plață nu vorbim. Nu contează. Eu nu sunt de acord. În loc să se scadă cu taxele și impozite la comune, să se facă, știți prea bine, cu foarte mulți bani, să sifonează, să fac lucrări. Și numai în ultimul timp, acum ați făcut 3 miliarde, așa, aici nu se fac licitații, să dau bani frumos. Sunt bani de acolo măcar.
luați de acolo, numai ei. Nu e vorba de legea, domnul Ivo. Legea nu ne permite, trebuie obligat să punem coeficientul ăsta. Prin lege, nu noi. Atunci ce normal are Consiliul Local, domnul Ivo? Păi asta are normal, să vă aprobăm, nu aprobăm, discuții, ți-am explicat că legea... Bă, că aici până la toate urma, eu am tras o concluzie. La toate urmă, Consiliul ăsta local, aici e pomană, domnul. Am înțeles concluzia ta. Aici conduce un singur om, că ați făcut ștura trecut comisia, ați băgat ăia de la profesorii băgați la comisia economică, pe un agent economic la Basa Cultură. Deci, clar e problema. Supune la voi, v-am ascultat. Dar chiar rog, domnul consilier, nu mă interrupeți, domnul. Poate vota chiar scăderea taxelor și impozitelor pentru populație. Cum ai rămas numai câțiva pe comunază? Impuse de lege. Inflația nu ai cum. Inflația nu fixează primăria. Inflația o fixează... Ați ajuns la sărbătoare de iarnă? Nu. Dacă ai o propunere, deci punem la vot. Cine este pentru proiectul de hotărâre? Se abține cineva? Eu mă abține. Împotrivă? Se abține unul. Împotrivă. Împotrivă. Cu abținere tot. Da. Trece la punctul numărul... Proiectul de privind modificarea hotărârii Consiliului Local 36 din 26-7-2019 privind constituirea Comisiei de Recepție a lucrărilor de construcție și instalația perete acestora, precum și a lucrărilor de investiții. Era domnul Iosu Corneliu. Dacă mai aveți ceva. Supunem la vot proiectul propus de domnul primar. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Nu, trecem la... Adică pentru cum? Adică să intri domnii consilieri ăștia care am propus eu? Cu mine vorbești? Nu, cum ți-ai fost eu. Mi-ați vorbesc. Acum să pune la vot propunerea care lui domnului. Da, cine este de acord cu că pune la domnul Ivo? Nici el. Adică mâna. Nu, ideea este să mai... Hai, ce mai ia consiliu banii la domnul domnului? Cum duci un singur om? Dar să știi că... Mai cheltuiți banii comunii de pomană. Domnul Ivo, ședințele e un singur loc. Omul cu conducim. Domnule, domnul primar, eu am zis o chestie. Practic, un factor de conducere este Consiliul Local. Dumneavoastră sunteți cel care execută hotărârile Consiliului Local, clar, nu? Și nu le-am executat. Pe că nu e aici, aici nu e așa, dumneavoastră propuneți, dumneavoastră faceți, dumneavoastră... Ce-am propus, dar eu nici n-am dreptul să propun, eu... Noi ar trebui și noi, Consiliul Local, să inițiem anumite proceduri pe chestia. Aveți dreptul să spuneți... Ați avut ședința de comisie, puteți... Da, vă rugăm frumos, punctul numărul 4. Pășunea, e trecut în domeniul public ca fiind un pășunea, așa era trecut în domeniul public. Și o trec dușe de la... Dar propun, da, de la... Hai să punem altceva de lucru. Modificăm? Nu, ca să... Nu mai ești lungă, poate acum 82 era.
Dacă nu supunem la vot, cine este pentru cu acest toată lumea? Bă, și domnul. Proiectul de aprobare organizării desfășurării sărbătorii de iarnă. Discuții, domnul. Vai, cel mai mare buget. Am înțeles. Suma alocată pentru sărbători de iarnă este 55.000, fără TVA sau cu TVA? Cu TVA. Bun, domnule, azi s-am și-am și-o închis. Am mai fost să-mi întreba ceva pe primărie. Domnule, toți au câte un 10.000. Fiind vorba de pandemie acum, nu o să organizează mare bucă. Practic, și interzis să vă cedere și nu știu. Da? Domnule, fac, așa e obicei. Dar mi se pare colosală suma asta. Bun, acum, nu știu ce o să faceți cu ea. Nu mi-a dat voie, domnul președinte, de trebuia să vă explic despre ce e. Deci banii ăștia au fost și am trecut aproba. Sigur nu o să ne dea voie să facem cu sărbători de iarnă, să adunăm mascațul sau până acum. Pachetele pentru ele, în jur de 250-300, da? E vorba de 700 copii sunt, domnule. 700 de copii. 700 de pachete am făcut. 3500 de pachete, nu? 700 de pachete am făcut, facem comandă. Facem comandă de 7. Care e valoarea unui pachet? În jur de 30 de lei. 30-40, depinde cum... 7-3-21, 210 de bani. Nu știu ceva de bine. Diferența de bani nu se cheltuie, că sigur nu o să fie, nu o să ne dea voie. Dar dacă nu ne dă voie să facem... Ne dă voie. Dacă ne dă voie să cumpărăm tablete la toți copiii. Nu, stați puțin, stați cu tabletele. Am rezolvat problema. Da, deci tablete. Nu, tabletele, și trebuia să știți, domnul. Știu. Da, deci au proiecte școlii prin Inspectoratul Școlar de achiziționare de tablete. Noi am avut primit o adresă de la Inspectoratul de Școlar, dacă dăm tablete, dacă noi trimiteam răspuns, cumpărăm tablete, că bani sunt, pierdeam proiect, nu mai aproba proiect. Știți sigur că aprobă? Păi asta vreau să zic, în caz de nu aprobă în primăvară la buget, prindem și luăm tablete la toate, asta am vorbit și cu comisiile, luăm la toți elevii tablete. E vorba de vreo 500 de tablete. Care le luăm două? Aia bani, dacă rămân, să cheltu, dacă vin ăștia mascați, le dăm. Puneți dumneavoastră cât le punem de badanar, de ceată, de urător, de colindător, dar sigur nu o să vină că avem adresă de la discuție, am vorbit la discuție. Păi da, exact, da. Da, și rămân banii pe la, în buget pe la anul. Bun. Și cum veți distribui pachetele la copii? Asta nu o să discut cu domnii. Online. O să le aduc la școală. O să online, chemi domnii dirigenți în fir, de ori diferite, să chemi elevi, ori în parc, ori la școală, dar la ori diferite. Și o să le dea domnii dirigenți. Da, domnul Gânga, sau eu? A, nu-i puțin, vă rog. Ziceam de 500-600 de elevi, am spus să dăm și la domnii profesori. La școală, când fiecare am mandat și sigur o să mai vină câte un bătrân ceva, doar o să fie tabel făcut pentru fiecare pachet în parte. Dăm o să fie verificat. Da, acum domnul Rasa. Domnul Gând, eu așa ar propune despui ca un bătrân în corne, nu? Când vezi la respectivă, fă și eu.
Te rog frumos să mai vorbesc, că te aude. Dimineața mai mult de acasă, să aibă bucurie și ei, și este de unde, că 70 de parchete cu 4 mama lor, de fiecare, au dat mereu. Fie 4 zări, dar adona în jur la 200 de zări, se pune din 4 zări. Și de ce vreau să fie dumneavoastră asta? Nu se mai bine, nu se mai bine, m-ați spus că nu dă voie. O să mai puneți o diferență din partea bisericilor, o să vii cu corindul sau cu corindul. Așa, și banii ăștia și la biserici. Am fost anunțat că trebuie să scoți să vină. Și eu aș propune... O să trimea, că nu o să vină. Eu aș propune, așa, ca să dați o sumă în jurul la 1.500 de lei. 15 milioane de fiecare pentru biserici. Iar din diferența asta care rămâne până la 550 milioane, dacă mai rămân bani, să-i ținem, cum o zice și domnul Rață. A, nu mai rămână. Se poate să-i ținem o diferență. Bugetul 2021. Pentru că cu alți bani care nu pot mai fi să achiziționăm niște tablete. Câte? Nu cu alți bani. Da, să aibă fiecare. Fiecare. Deci, și cu alți bani. Ce vreau să spun? Dumneavoastră țineți cont de toți copiii din Comuna Balcani și aveți angajați la primărie, poliție locală sau cine mai este, pentru că sunt copii care nu sunt la școală. Și dau exemplu, am o vecină acolo la Lidionul, are o fetiță de 3 ani, sigur nu se duce să-i dea nimeni. Vine la grădiniță. Nu vine la grădiniță. E înscrisă, sigur. A lui Bieța? La care 3 ani e înscrisă. E înscrisă, da. Nu prea s-o dea. Să primească chiar dacă nu-i la grădiniță. Fiecare an am dat mai mult. De asta am și pus. Mergeam la grădiniță, fiecare părinte mai avea și un copil în brață. Când vedeam la... Nu era înscris. Da. Bucuria trebuie să fie pentru fiecare copil. Asta am vrut să spun. Da, domnul Rat. Eu rămân la ideea mea. De ce? Dacă am cumpărat 600 de tablete, zicem în medie, 7 milioane de tablete, sunt 420 milioane. 4 miliarde. Nu, 4 miliarde? Da. 4 miliarde. Măi luăm de la biserici, că biserici pot să funcționeze. Dar la biserici mai avem 10 milioane. Măi luăm din altă parte. Dar nu avem bugetul ăsta 4 miliarde. Le găsăm. De unde? Dar ăsta-i bugetul. Găsăm, luăm jumătate acum. De ce, fraților? Păi da, am impresia că s-au mai dat niște tablete, nu știu. Da. La fiecare școală în jur de 40, 50, 90. Aia nu mai primesc. Deși iar vreau de 540 de tablete. De ce merg eu pe ideea asta? Dom'le, sunt 4 copii într-o clasă, într-o casă. Toți trebuie să aibă tabletă, pentru că toți învață în același timp. Și de asta ar fi trebuit să facem bugetul de așa natură în ultima perioadă. La anul, dacă să facem vaccin, nu o să mai fie pandemie. Să dea Dumnezeu să nu mai fie. Ca tot luăm tableti. Nu-și mai are eficiență. Acum și o să fie altă pandemie, ce credeți? Că scăpăm așa? Noi sperăm că nu mai vine. Să sperăm, adică mergem pe ideea că va veni alta, nu. Nu, eu din punctul ăsta de vedere, din banii ăștia luăm tablete, dăm la care credem și pe urmă dăm la toți, că facem toți trebuie discriminare, dăm la care nu știu. Păi nu, dăm la toți. Dar dacă luăm în prima parte, așa aprobat, eu mi-am pus punctul de vedere. Mi-am pus punctul de vedere, cum votați. Da, eu v-am explicat cum stă și cu proiectul la inspectoratul școlar, v-am explicat și câți bani sunt pentru toate tabletele, asta înseamnă să renunțăm la tot și tot nu ajunge. Și la sărbători și la biserici care am pus întâmplarea, trebuie să-i dau 10.000, 11.000. Dar cui? La Biserica Catolică, la Casa Mătoară. O pus părintele și dacă a venit la mine, trebuia să-l refuz. Da, atunci, dacă mai sunt discuții pe imaginea acestui punct. Dacă nu supunem la vot proiectul inițial, propus de domnul Jonat, cine este pentru? Dar cine cineva? Împotrivă? Da, trecem la următorul punct cu PNDR-ul, drumul ăsta. Nu, dar un for, nu. Care? Ședința trecută. Diverse. Da, mă întreb la diverse. Dar nu, că am trecut sub, ia. Da, la diverse, dacă... La diverse, doamna profesor. Nu are legătură cu ce s-a discutat. Grătarele de la parcarea bisericii sunt curbate, mai au puțin și se rup. La Biserica Catolică. Mai au puțin și se rup. Acolo, dacă nu se înlocuiesc, se va întâmpla o nenorocire.
Eu trec aproape zilnic. Parcarea de la biserică. De unde e statuia? Și unde e rândul ăla? Trebuie înlocuită. Trebuie înlocuită pentru că sunt curbate și foarte puțin mai am și să rup. Chiar aseară am fost acolo și am văzut. Vreau să elimin tot acolo, că e chiar în plus. Am văzut la deal și am văzut ăla, nu mai vine acolo. În primăvară că trebuie turnat ciment. Și pun pavia în continuare și urmă așa. Mulțumesc! Da, mi-e mai voie să menționez ideea o doamnă Ușa, care au vrut să vin cu o propunere. Am mai avut o discuție. Da, și am discutat cu dumneavoastră. Acolo activ bine să persoană. Și pune pavele și țelele alea care au mai rămas, ar trebui să le anulăm și pe alea. Și să punem altele din beton și să facem un... O semi din asta pentru microbuze, pentru refugiu. Pentru microbuze. Dacă tot e și să anulăm parcarea mașinilor în fața proiecte, să zicem așa. Deci, nu mai trebuie faci deci, din urmă, da. Am înțeles ideea, da. O să vă explic după aceea. Da, nu am înțeles, da. Nu mai parchez în fața... Da, dacă mai sunt discuții... Și încă ceva legat de subiectul acesta, acolo înainte nu era linie continuă, nu cred că are ține de competența primăriei, dar totuși se poate face ceva. Deci venind din sus, nu putem intra în parcare, trebuie să mergem undeva mai... până la prima uliță, să ne întoarcem să... Ce problemă? Rezolv eu. Întrerup eu cu ceva. Pe curaniera. Nu, mai bagi o linie de spate. Nu, vrei, da, cum vrei, acolo și poate intrerup. Vă rezolv cu patru. Vă rezolv eu. Și mai aveam să zic ceva, mă scuzați. S-a terminat în șoara. Eu nu pot să semnez în condiție. Sunt trecută la poziția numărul 2, am văzut în ordine alfabetică. Cineva semnează și da, trecută și eu nu știu unde să semnez. Deci mă trec din nou, ce fac? Dă-mi coace, dă-mi coace. Privind de țicarea bucitară, n-am înțeles un lucru. Acolo se diminuează, deci sunt niște bani care merg spre construcții, și ați făcut, bănuiesc până acum, nu? Da. Și se ia, vin la nu știu unde. Am înțeles, acolo am văzut de la achiziția unui autoturist 14.000 de lei. Da. Ce înseamnă asta? Adică au rămas unii bani. De la cumpărarea autoturist. Bun, știi cineva din Consiliul Local? Pentru eu de când sunt consilier, am înțeles că v-ați achiziționat acum, un autoturist. Nu. Asta e aprobat. De lux. Când dracu m-am văzut? Trecută aia. Nu vine să-i tu la... A, când nu mi-a dat hârtire să citesc. Domnul Ivo, eu nu dau hârtire. Procesele verbale le-a citit? Dar s-a discutat în ședință. Dar sunt procesele verbale, știți cele acolo, ce s-a comentat și s-a rămâne, da. Hai să stabilim o chestie. La toate celelalte primării, văd că băieți și-au achizat, dar știu, primarul, secretarul, două rogani, două blasterii, încăpătoare, ca să le folosească. Deci, ăla de la achiziție, la noi avem două mașini de lux. O Skoda, acum ce-i? Fordă, dar nu? Fordă. Bun. Dar nu e acasă. Mașinile primăriei care așa sunt acolo, primarul vine cu mașina lui la serviciu acolo, da, da. Aici e altă treabă. Aici noi se vede ce dată mașinile de cele boțuri. Dar ce nu vă supărați? Cum? De cele boțuri care îți trasubi dreapta, nu le tot cu caldo. Nu, domne, sunt și boții, sunt în fața primăriei, domnul Vici, și de la stăm de vorbă. Au luat două mașini, eu nu știu cum de-o luat mașina aia de pompieri, care nu poate porni la mâna a doua, care legea nu permite să achizi cazul. Aia, ca cu aia faci treaba, aici nu aveți. Nu permite să nu facă treaba, dar când a avut incendiu, ne-o chema pe noi. Nu cred, cu cine? Cu cărăbușul ăsta care l-avem noi? Da.
să ajungem. Îți face treaba. Aia e mașină care are bazin de apă. Și consumă apa în 10 minute bazinul ăla mare cu purtoia noastră. Face ceva, la noastră nu are nici bazin măcar. Da. Dacă mai sunt discuții, domnul Cătălin. Deci referitor la punctul 5 cu sărbătorii de foarte frumos. Copii că chiar au nevoie, dar mai e o problemă care se confruntă și domnii dascăl. Internet. Aici, dumneavoastră, ca și mandatar, ați putea interveni. Sunteți mandatarul comunii. Deci, administrator, dacă este problemă. Administrat. Global este, de la Google, de la... Nu-i treaba primarului, mi-a făcut treaba. Eu v-ați făcut-o și când a fost accidentul. Chiar acolo ziceam, băi, unii sunt în Italia, Germania, dar multă lume așteaptă un răspuns. Noi, ca și cetățeni, sunăm, ne închide telefonul. Nu există, dacă sun la... Deci eu am sunat și aseară și azi dimineața. Acum și să vezi că nu închide și spune că e în mentenanță până pe 16 decembrie. Da. Am sunat aseară la ora 9 și pot să-ți... Și mi-au zis încă n-au terminat. Doamne, chiar de se termină cu mentenanța voastră, este un fir rupt în satul Frumoasa, în centru. Exact. Degeaba se termină cu mentenanța și cu așa, că noi tot nu o să avem. Ne-am explicat. Mi-au luat în calcul reclamația. Ce pot să fac eu? Să mă duc la EON, la ăștia de la Cosmodela? Deci eu v-am cerut ca și cetățenii să audă dacă s-a făcut ceva. S-a făcut ceva și cetățenii. Nu care m-au întrebat, le-am explicat, dar mulți au dat telefon. Eu nu cred că este vreunul care are internet să nu fi dat la derabat. Nu cred, puțin care nu știu. Personal, bag așa. Personal, același lucru. Până pe mai departe pentru copii, nu poate să-și desfășoare. Sunt în reparație, ăsta Cătălin, poate nu înțelegi și mentenanță, sunt în reparație. Sunt în când termină de reparatul scurilor, da, atunci o să avem internet. Da, ce ne mai dorești de la diverse? Domnul Gânga. Eu ar vrea să... Argal, nu că... Problema cu mănânc bani și-l construiesc romanul. Asta e bun. Da, oricum e din în primul loc, aș vrea să nu e din evidență, nu e din evidență, educația și învățământ. Hai să prindem la buget, e vorba de 400.000 lei, cu, să zicem, 700 de lei o tabletă, să prindem ăștia tabletele pentru copii. Și din caz de neaprobă, cum ați făcut dumneavoastră, banii se pot realoca în altceva. Dar hai să-i prindem la proiectul ăștia 4 miliarde. Asta au fost discuții, că prindem în bugetul care vine. Păi, asta am propus și când veni să fie prins banii. Îi propus ce s-au discutat. Da, altceva. Avem drumul care e făcut tot prin PNDL 1, abonuiesc, drumul ăsta de la Balcan până la Schid. Am înțeles cognit acum un miliard și ceva. Cu ce mai punem? Hai să prindem, măcar să punem o bandă sau două benzi pe două părți, cum s-au făcut la celelalte drumuri. Nu-i practic drumul de la Balcan, de la Balcan până la Schid. Măcar să pună o jumătate de metru pe o parte și o jumătate de metru pe o parte, cum a fost prins la alte lande drumuri care au fost făcute pe PNDL 2. Cum din Căsoasa, cu Măria sau Marea Frumoasă. Păi, înțeleg. Înțeleg. Păi, dar drumul ăsta de la Balcan până la Schid e drumul de trafic. Noi nu cumpărăm drum comunal. Înțeleg. S-au făcut lucrările astea cu banii care au fost atunci. Nu venim cu acuzații. Dacă acum avem posibilitatea să lărgim cu metru, hai să o facem. Și... Drumul, avem vreo 500 de metri, cred că, până de la Ghidionul, de la gura Șterbăților până la mănăstire. Dacă se poate prinde, e frumos de asfaltat. Și drumul ăla până la biserică. Până la mănăstire. Da, drumul la Ghidion e drumul care duce până capătul sa. Altceva, cum am vorbit și cu dumneavoastră, dacă putem găsi un buldozer mai mare la biserică, să mai bine. Da, asta am șurie anunțat. Făcut cât a făcut, trebuie. Dar acolo vreau să fac altceva, zi, în prima. Să ajungem, discutăm în ședință.
Acolo la Ghidionul nici nu este făcut, nu trebuie ghiduri, nu trebuie, doar dacă duce până la apă, sactul, nu e făcut într-un loc. Dacă mai sunt discuții. Să prindem și lucrarea asta. Dacă nu mai sunt discuții, atunci e clar. Iar? Da, domnul ăsta. Unul ăsta care nu mai bine facem ghiduri, consolidăm și o venea, noi în primăvară, sau eu știu ce problemă. Păi nu, dar nu acum, prins în buget de la nu am înțeles de 1 miliard și ceva. Da, unul cât unul nou, unul cât o lucrat. De la PIN, pe două, de la PIN, pe două. Ăștia s-a locat. Da, da, eu am să prindem un bugetul local din fondul noastră. Da, la buget, vrem de frumos. Văd, da, dacă nu e de fapt. Ghidem, da. Cine mai dorește? Și un vei, domnul Heizu, iată. Domnul Ivo. Nu, eu am zis să vă zăburez sărbători fericite. Pe la anul să fiți mai transparenți. Vedem să avem grijă cum cheltuim banii publici. Să poate să mai organizați și o licitație când se încheie lucrări de asta, să nu mai încheiețiez. Să dea Dumnezeu să fim mai buni, să fim... Să facem ceva pentru oamenii ăștia din comună, la sărbători fericite. La mulți ani la toată lumea, să nu vă așteptăm cu... Și fără lanchiură, fără... Așa, fiecare își pun un punct de vedere foarte flexibil.